Deri glații. Cu cine vorbești, mă, acolo? Nu, Alexandra, ăsta e numele serialului. Hai, mă, lasă-mă, că ai nebunit și tu de tot. Deri glații. Din episodul anterior. Trebuie să-l cunoști pe nou, iubit al Florinei. De minte, doamnă! Până la vârsta de 45 de ani, tu n-ai voie să ai nicio relație. Și dacă va spune că e gay. E gay? Chiamă-l, mă, pe aici. Cătăline, te rog frumos, nu mai cânta. Păi și ce dracu vrei să cântești, mica pomenire? Mai bine. Pomenire. Andrei, te rog frumos, de data asta nu vorbești cu el, nu te afiși de el, nu respiri lângă el. Mamă, tu o să fii femeia cu gustările. Intră, hai, vină cu aceea. Haide că am ajuns și eu, scuze că am întârziat. Fii atent, tu ești gay. Fii atent că astăzi ești gay. Toată familia mea știe că ești gay. Puftim, dar eu nu sunt gay. Bă, nu-l auzi? Ești gay în seara asta. Am terminat discuția, hai. Ce mama dracu? Familie, a sosit momentul. El e prietenul meu, Laurențiu. Să trăiți, bună ziua. Eu sunt Laurențiu. Bună ziua, sărămâinile, eu sunt Laurențiu. O, dar salutare, Laurențiu. Este o onoare pentru noi să te avem în umila noastră casă. Bine ai venit! El e Cătălin, fratele meu, și Andrei, prietenul lui cel mai bun. Veșnica pomenire, veșnica pomenire, veșnica lui pomenire. Oh, dar vai, ce familie frumoasă! Nu mă așteptam la așa ceva. Am făcut ceva de mâncare pentru tine. Uite, ți-am făcut la cuptor porc întreg. Ia și mănâncă. Sper că ți-au plăcut gustările, poți să intri în cameră, na, vorbești și tu cu lumea, dă-i drum. Da, veșnica, veșnica, veșnica lui pomenire, veșnica, veșnica. Mama capră a decis să plece în căutare după merinde, dar lăsându-și acasă cei trei pui. Cei trei iezi. E cam răcoare. Mișto geacă, de unde o ai? Cam înnorat azi, cred că stă să plouă. Toți proștii spun ce. Ce? Mai ce faci tu? Cum vorbești cu el? Laurențiu, Laurențiu, unde te duci? Lasă-mă, pă dragu, că sunteți nebuni. Laurențiu, nu, Laurențiu. Eu v-am spus să nu ne încurcăm cu omosexuali. Tu cine mai ești? Laurențiu, prietenul Florinei. E ăla gay. Mă, tu ești gay? Da, așa a zis Florina. Cred că sunt gay. Tu, bun, începem. Alexandru, ia-l de picioare. Ce? Și v-am spus dobitocilor că o să mă faceți de râs. Vezi, mă, prostule, că nu mai din cauza ta. Ce dracu lași geaca aia pe tine, ți-o frig? Aha, vina mea. Păi nu e vina lui Mihaela. Cine dracu-i băga ăluia cartofi pe gât? Du-te, mă, dracu, de aceea, dacă nu-ți place, să mănânci curul. Hai, mă, mamă, mai termine de cu cartofii aia odată. Eu cred că e vina lui tata. De ce dracu-i, mă, vina mea? Cred că s-a prins dracu că nu știi să citești. Eu zic să mergem toți la el și să ne cerem scuze. Dar el unde e acum? E în cameră cu mamaie și Alexandra, săracu. Nu, Florina, eu nu pot fără tine. Te rog eu frumos, iartă-mă, hai să fim din nou împreună. Asta ce dracu mai caută mai aici? Ce telenovelă. Dar nu mai acordă încă o șansă. Te rog eu frumos, te iubesc, Florina. Vred, dar nu pot, nu mai pot. Mi-am făcut deja alt iubit. E în cameră cu mamaie și cu Alexandra. Păi cum, mă, nu e gay? Nu e gay, v-am mințit. Păi stai, mă, așa. Și mamaie cu Alexandra sunt cu el în cameră.
Și ele două știu că el e gay? Cam așa ceva. Păi haideți, bă, dracului, pe stele, că-l omoară ăla două acolo. Strâmba, dracu, dă-mi drumul la mâini. Păi nu era gay. Așa că am zis să-i băgăm noi o slujbă ca să facem bine. Păi și cu ce, doamne, iartă-mă, l-ajută slujba? E, cu ce l-ajută? Stai așa. Ia zi, mă, ești gay? Nu sunt gay. Niciodată să nu te îndoiești de domnul. Dar el nu era gay de la început. Ne-a mințit Florina, a băgat de la ea. Parașuta dracului. Păi cum să nu vă mint? Cum să nu vă mint? Dacă nu mă lăsați și pe mine să am și eu un iubit? E iubitul perfect. Luați-vă de mână și aruncați-vă în gârlă. Ne-ai mințit ca pe proști, Florina. Păi noi suntem proștii tăi. Sunt dezamăgit. Lasă, Laurențiu. Acum putem să fim împreună, Laurențiu. Lasă mamă, lasă tată și hai cu mine în lume. Laurențiu, m-am făcut fleașcă. Ce avem noi aici, a? Tu trebuie să fii Laurențiu. El cine e? Doamne, iam. Tu să te dai la muierile altora, nu la mea. Stai, mă, nu, da! Ei, gata că aici și cu episodul ăsta. Sper că v-a plăcut partea a doua de la episodul săptămâna trecută. Dacă nu l-ați văzut, mergeți un clip înapoi și vedeți-l, pentru că au sens dacă le vedeți două unul după altul. Scuze pentru clipuri atât de scurte, dar mâine mă duc în Milano și o să stau acolo câteva zile, după plec instant în Olanda și nu prea am timp, dar nu vă las fără clip nici săptămâna asta, nici săptămâna viitoare, pentru că postăm în fiecare miercuri de la ora 6 seara. Până atunci, ca să vă țin la curent cu toate cele ce se întâmplă, dați-mi follow și mie pe Instagram, z.cătălin, nu mă numesc acolo, vorbim, ne auzim, ne împrietenim. Nu uitați să vă abonați, să apăsați pe clopoțel ca să fiți notificați de fiecare dată când postez ceva nou, să apăsați pe butonul acela de like, să dați un mare pumn, uite, așa. Nu, ce păr am, zici că am ieșit din boscheț. Și să comentați cu replica voastră favorită, replica care v-a făcut cel mai mult să râdeți. Până la viitoare, eu am fost al vostru dereglat, Cătălin, și ne vedem data viitoare. Vă pup, dulce, nu.